Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, prieteni. Este miercuri și de data aceasta, iarăși, într-o pseudo-administrație, cumva, pentru că așa am dedicat emisiunea aceasta de miercuri, dar pe știu, într-un domeniu ușor ocultat sau într-un domeniu în care nu pătrunde oricine. Deja ați văzut acolo, văd pe ecran un titlu, cred că este primul titlu, că nu văd de departe, așa de departe, dreptate, ochii plângi vor să te vadă. Asta era un slogan din dreptatea țărăniștilor din anii 90. Asta era cotidianul țărăniștilor de atunci. Abuzurile incredibile în breasla vânătorilor. Metehne disperate de tip mafiot în lumea vânătorilor. Vom afla în această seară ce se mai întâmplă cu eterna problemă, eternul erou, eternul martir al AJVPS Suceava și mai ales ce mai fac și cât mai rezistă fondurile de vânătoare, care sunt destul de bogate unele dintre ele și care sunt atât de atractive și atât de seducătoare și atât de apetisante pentru unii, încât au ajuns la valori de 50.000, 60.000 de euro fonduri de vânătoare, dar numai natul de pe acel teritoriu, nu și pământul, nu și pădurile, nu și recoltele, nu iarba, nu bordele, nu nimic. Doar vânatul acesta ipotetic. Este sau nu? Asta o știu doar paznicii de vânătoare, cât de bogat este și cât de rar. Invitații mei în această seară sunt domnul doctor Petre Adulgheru, este vicepreședintele clubului de vânătoare Dorna Vatra Dornei și mai jos încoace spre gura humorului domnul Doroftei Nicolae, vânător de la Câmpul Lung, care 33 de ani a fost director al clubului de vânătoare din Câmpul Lung Moldovenesc. Și dacă nici în Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Dornei sau în împrejurimile acestor teritorii, în inima Bucovinei și în sufletul ei, nu sunt sau n-au fost fonduri de vânătoare bogate cum numai în în povești sunt, atunci n-a fost nimic. Bună seara, domnilor, bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Bună seara, domnule Emanuel. Bună seara, dragi telespectatori și prietenilor dumneavoastră. Bună seara, Bucovina TV. Mă bucur că ne-am reîntors. V-ați reîntors, bărbați. Pentru adevăr, da, pentru dreptate și demnitate. Demnitatea, bineînțeles, că e idealul nostru suprem. Domnule Doroftei, cum e? Că ne-am văzut, acum ce mai sunteți? 33 de ani, o viață de om director acolo și dintr-o dată acum parcă sunteți repudiat, sunteți condamnat, sunteți crucificat, sunteți oaia neagră, nu? Ce mai faci acum? Nu, seara, bine pentru cineva, pentru bună cineva, seara, nu pentru toată lumea. Pentru sănătoși. Cineva. Nu, deocamdată sunt director momentan la două asociații de vânătoare, lucrez 16 ore pe zi, dacă n-am fost bun la domnul 16 ore la o asociație și 16 la alta asociație. La o asociație și 8 la o asociație, 16 ore. E bun, dacă n-am fost bun la domnul Goicea, încerc să fiu bun în altă parte. Dar acolo n-ați fost bun pentru că ați fost prea bun sau că n-ați vrut să încălcați legislația. Sau că n-ați vrut să faceți un abuz sau să fiți părtași la o ticăloșie. Se execut ordine care erau contrare legilor și drept dovadă. Și care în viitor nu puteau duce la închisoare, fără niciun fel de... Dar momentan o să ducă pe cineva la închisoare, sperăm că dreptate o să ies. Da. De ce vorbim de închisoare cu nonșalanță? De ce vorbim de, domnule doctor, pare retoric până ne încălzim un pic, de ce vorbim de încălcarea legilor ca și cum am fi călcat într-o baltă cu noroi și nu un lucru atât de important? Încălcarea legilor cu o ușurință, cu o nonșalanță și cu o poftă, o voluptate, ca și cum pentru asta oamenii au fost făcuți. Încălci legea, nu s-o respecte. Domnule Manole, o să încep cu o frază care am spus-o în față la 40.000 de oameni la sfârșitul cuvântării de la Alba Iulia. Ați intrat în istorie cu Alba Iulia. O, gata, Doamne, la anul puneți-vă pofta. Binecuvântează poporul român odată la 100 de ani. Iar conducătorii care nu pot conduce țara, trimite-i de unde am venit. Și acum fiind în studioul la Bucovina TV, o să mă adresez iar. O, Doamne, binecuvântează vânătorii din județul Suceava de la AJPVS odată la 26 de ani și pe cel care îi chinuie și îi terorizează trimite la casă. Da, asta e ca o parafrază, nu? Da. Dar nu merită. Merită rugăciunea dumneavoastră, părerea mea este că... Și în același timp, vă rog să... Rugăciunea, atitudinea, abordarea aceasta, așa, ușor romantică, triumfalistă, merită. Dar în același merită. Timp, dar este un mesaj... după părerea mea, nu merită asemenea este abordare. Este un mesaj pentru toți... E un sacrilegiu, domnul doctor. Este un mesaj pentru toți vânătorii care au fost și sunt la AJVP Suceava, că noi suntem excluși, dar suntem acolo, că suntem în instanță, un mesaj
din filmul Deșteaptă-te române, când veneam în Cristești, ciceului unui născut Andrei Mureșan, și văd așa Deșteaptă-te române, spun, deșteptați-vă bucovineni, e prea mult 26 de ani să suportați sclavia, umilința și obăgia. Treziți-vă! Asta e mesajul meu de în seara aceasta. E o formă de masochism, domnule Doroftei, ca să intrați dumneavoastră, că dacă îl scăpe domn doctor, o să beți tripa are cu apă și nu o spuneți niciun cuvânt. E de formă de masochism, pentru că deja e mai mult decât prohibit să fii vânător. E un lux, e un lux de lux, ca în reclama asta proaspăt acum, nu? Adică a ajuns la niște sume că te sperii. Ce privilegii, nu privilegii, ce drepturi mai are un vânător? Dar în același timp, mă scuzați, că mi-ați luat vorba din gură. De ce am spus să se trezească? Că AJVPS-ul s-a trezit în Consiliu format după modelul clasic a unui grup infracțional, da. Și au votat ieri mărirea cotizației, domnilor, da, la prima tranșă la 16 milioane, deci la 31 martie, dacă o plătești în iunie 19 milioane și dacă nu o plătești până la sfârșitul anului 22 de milioane. Deci un vânător, păi vă dați seama, ne spoliază acest individ. Pădurar, că e paznic de vânătoare. La aceste prețuri, mă scuzați că vă întreb, la aceste prețuri nu beneficiază la niciun vânat gratuit. Totul se cumpără. Totul se cumpără. Deci, vă referiți la produsul vânat, nu vânătoarea în sine ca sport. Știu, ca sport. Ca sau sport. Cum o numiți dumneavoastră. Auziți, dar vă dăm un exemplu. Deci un iepure. Cât costă un iepure pe fondurile mistrețe. De imaș, câmp? Nu știu când am fost. Vreo 30 de lei, am înțeles. Mistrețe care se împușcă până acum, câțiva ani de zile, până dictatura asta de a înflori, erau gratuiți pentru membrii vânători în valoarea cotizației. Momentan, toți mistreții achită vânătorii. Pentru ce plătesc vânătorii de deci, la Dorna Câmpulung? Deci, haideți să vorbim așa. Deci, eu plătesc 22 de milioane pe an ca vânător, taxă, vin cu pușca mea, cartușele mele, benzină, geanta mea, sandwich-ul meu, pământul meu, benzină, mașină, plătim haitașe, pe care plătim vânătorii, și la sfârșit de an, dacă la sfârșit de vânătoare, după când se lasă apusul, că știu că conform legii vânătorii, când s-a lăsat apusul, nu mai voi. Da? Spuneți, altfel e braconaj, da? Și împotriva lege. Am citit asta în legea voastră 103 sau nu care e aia, nu mai nu, acum este 407 în vigoare. Dar haideți să mergem pe... Cât e un mistreț? Știți, halatul, cât e halatul? Un mistreț, 1000 de lei. 1000 de lei. Dacă are 10 kg, tot 1000 de lei la Goicea. Și dacă are 120 kg, tot 10, tot 1000 de lei. Tot 1000 de lei. Dar nu-i drept, pentru că poți să-mi puști... Dar unde există dreptate? Noi am venit pentru dreptate. Vierul care poate să aibă 110-140 de kg, poți să pui... Nu contează la ea. Nu contează aici. La piesă. E așa. Legea Goicea. Dar mai dați-mi un exemplu. 1000 de lei, adică e salariul minim. Domnul Goicea, domnul Manole, haideți să mergem... Goicea, că vă spun, nu plătiți în mie ce păstrări. Auziți? Haideți să ne ducem pe ce avem, cât timpul fuge. Știu, dar dați-mi un exemplu pentru telespectatori. Cât mai plătești un vânător, că se consideră că vânătoarea este ceva așa un romantic medieval aproape, dar care nu e chiar așa de costisitoare. Mai dați-mi un exemplu. Domnul Manole, vă rog să mă scuzați, momentan membrii vânători n-au înțeles că vânatul, de pe fondurile astea de vânătoare, de câți ani de zile există fondurile de vânătoare, este a vânătorilor. Nu este nici al lui Goicea, nici al lui Doroftei, nici al lui Dulgheru. Nici al JVPS-ului. Nici al JVPS-ului. Reprezentanții aleși de vânător este președintele care e onorific și directorul care e executant, care trebuie să se lupte pentru vânătorii. Când, vă dau un exemplu, vin sărbătorile, în loc să meargă acasă, să pui pe masă la sărbători o friptură de mistreț, dacă mai are, mai rămân bani, și așa salariile astea scurte, dacă mai rămâne bani, să cumpere 2 kg de carne. Am înțeles, cartușele sunt scumpi, puștile sunt scumpi. Domnul Manole, haideți, vă rog, să o luăm. Vă rog, dați-i drumul. Așa. Nu v-am convins să mai dați câte un coș de munte, câte un cerb, câte un vânător, câte un... Nu, că noi nu avem legătură cu așa ceva. Fotografii. Domnul Manole, am spus că venim și vom merge până la capăt, fiindcă tatăl meu a așteptat americanii 50 de ani și au venit. Da. Așa. Nu așteptăm ca această dreptate să facă în 50 de ani, că nu mai prindem. Dar eu consider că dreptatea se apropie. A trecut 26 de ani și dreptatea se apropie. O veșnicie, domnule. Așa. Și acum vreau să încep, că am spus la început o frază. AJVPS Suceava
este organizată după, deci conduce AGB, după modelul clasic a unui grup infracțional bine organizat. Mi-asum răspunderea... De ce după? Deci după. Nu este așa, e după un... După. Da, e ca și cum ar fi... Și după... acum să vă spun de ce. Goicea, ca să se asigure Parlamentul, cel care îi votează... Adică legislativ. Legislativul, ce a procedat? A luat... A falsificat legea asociațiilor și fundațiilor, legea 26, ordonanța de urgență. De ce spuneți falsificat? În ce sens? Cum vă spun imediat că am termenul comparativ aici. Cum o motivați? Uitați ce spune. La articolul 21, aliniatul 1, adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociațiilor. Asta spune în ordonanța 206 a asociațiilor. Tovarășul Goicea, care el este... Al treilea Nicolae. A fost Nicolae Ceaușescu, Nicolae Șelaru și Nicolae Goicea. Ăstea sunt ce... Deci, un comunist a plecat și au rămas doi care au stat cu el în ștand. Metehnele au rămas... În standul de vânătoare, da? Să înțeleagă. Da, la Pătrăuți. Bun. Ei, și în AJVP la articolul 1, aliniatul 2, spune, este constituită pe principiul liberei asocieri, așa, și articolul 2. Adunarea generală... Da. Este organul suprem, fiți atenți, de conducerea GBSA și este constituit din reprezentanți ai cluburilor de vânătoare. Ce a făcut sau acest grupilor, da. Sau grup. Ce a făcut acest individ? Vine la Câmpul Lung sau la Vatra Dornei, își pune toți băieții lui care i-a aduc bani, care i-a aduc plocoane, care i-a aduc cătare, cătare. Și spune, da, noi nu, domne, da, suspectați știi... că ar fi așa, practic asta, bancarii, da, bine, mi-asum. Burghezi, vă asumați, da, bun, burghezi, așa. Păi dar nu, dacă nu i-aduci 20.000 de euro, nu vine. Clar. Cum? Ce să facă cu 20.000 de euro? Eu sunt în derizoare, domnul. Da, bun. Și ce se întâmplă? Și atunci spune, la Vatra Dornei ce? Punem pe directorul clubului, obligatoriu, da, dispoziție Goicea, intră acolo. Pune pe șefii de grupă, pe paznici, intră acolo. Mai pune 2-3 prieteni, care, mă, așa, și așa a făcut rețeaua de jos. Ăla-i primul filtru. Vine al doilea filtru la Suceava. La Suceava nu participă toți membrii vânători, cum este normal. E adunarea generală a celor... Dar nu toți plătesc cotizații. Obligatoriu. Și nu toți trebuie să facă parte din asta. Toți trebuie să facă parte din adunarea generală. Ei, dar el, ca să n-aibă surprize... La nebuniile care le face și la golăniile care le face de 26 de ani și mafia care o face, fără nicio margine, fără nimic, este ceva incredibil și nu știu ce se întâmplă, dar probabil... Dacă sunt, așa, sunt multe, multe... Așa, ei, și ajunge la Suceava. Că am fost și eu în adunare generală și am fost... Eu sunt vicepreședinte și i-am spus lui Goicea. Eu sunt vicepreședinte, am peste 30 de ani de vânătoare. Da? Sunt ales de toți. Nu sunt cum mă procedez dumneavoastră. Și acum o să trec puțin de aici. Repede că intrăm în publicitate. Da, dar o să trec imediat. Asta nu înseamnă că plecați acasă. Și o să vedeți. Deci, și-a asigurat total, a venit la Suceava. Și are col la Suceava, din ei se aleg tot ei. Dar încă le-i frică și n-are siguranță. Și atunci, mă, din ăștia 10 care i-am pus eu, s-ar putea să fie unul, să mai fie un trădător. Ia să-i filtrăm noi. Și atunci îi ia pe ala pur sânge Goicea. Pur sânge Goicea. Că Goicea dirigează de 26 de ani. Ce legătură are la București? Mafia, nu știu ce, știm noi ce are, dar lucruri... Nu are rost să le dezvăluim. Bun, și... Bun. Nu le putem... Domnul Manoli. Ba da, că... Acum, ad hoc, aici. Ei, și-a asigurat Parlamentul? Și-a asigurat aia 13 consilieri? Punct. Și-a ales președintele? Adică vreți să spuneți președintele o marionetă? Obligat. Sute în sute și va demonstra și domnul Cioneș, demonstrez și eu cu acte. Așa. Nu e, este mână-mână în acest grup. Sau complice, sau... Așa. Ei. Deci are... Goicea este director și el conduce totul. Legislativ. Da. Pe Ciornei l-a prins... Executivul, scuzați-mă. L-a prins de nas și prinsul de nas o să vi-l prezinte domnul... Domnul doctor, nu un pic. O secundă. Fiica sa este contabil șef. Fiica domniei sale. Da. Comisie de cenzori nu are. În lege spune clar legea asociației și fundațiilor. La peste 100 de membri trebuie să ai trei cenzori și unul trebuie să fie expert contabil. El are o cenzoriță care îi face contabilitatea și îi face totul fixa, care nu are pregătire. Ei, adică nu are studii de domeniu, iar, nu? Iar mai departe, adunarea generală se convoacă cu 15 zile înainte
și se anunță în presă, n-a anunțat-o niciodată și o face, face 5-6 lor prin câte păduri, prin câte dughene și pe urmă ia hârtia și se duce la toți acoliților care sunt adunarea generală și nu toți vânătorii, că dacă ar veni toți vânători la Suceava, de exemplu, și pescarii, să nu, sunteți, domnule, în jur? Să nu uităm și pescarii, și sunt câteva sute. Eu pescari, cu pescarii am vorbit și să știți că nu că sunt furioși, sunt, trăiesc cea mai mare... Pescarii de la Vatra Doamne, pescarii de pe Siret, de pe Moldova, domnule, întrebați-l pe acest individ. De când n-a mai dat un peștișor pe apele Sucevei? Și câte miliarde a încasat de la acest oameni care au o boală? Să-și ia și el unde să se ducă să prindă un peștișor? La Vatra Dornei, anul ăsta, eu am populez de 10 ani continuu, dar anul ăsta au strâns băieții banii care plătesc la el cotizație și au populat rău bistița. Ei, mai departe, ca să termin repede. Bun. Nu terminați, dar facem o pauză. Spuneți fraza asta, care mai e. Să-i mai dăm cuvântul și domnului Doroftei. Intrăm în publicitate. Și deci, adunarea generală, toate adunările generale care au fost făcute sunt false, iar conducerea JVP-ului este aleasă prin fals. Prin modificarea statutului, statutul AJVPS, deci, că el modificându-se pune... statutul AJVPS-ului înseamnă că... Nu, statutul AJVPS. Deci statutul a modificat statutul asociației. El nu trebuie să abată de la legea asociației. El te știe. Deci nicio organizație, nicio regulament, niciun roi nu poate să fie mai presus de o lege. Legea. Nu este Dumnezeu Goicea să anuleze ordonanța de urgență 26 ore. Toate se după aia. Ei, el a anulat-o și zice, eu sunt mai șmecher. Mi-i pun pe ăștia, i-am pe toți. Picior nemii cu mătru tot absolut, îi dau momeală niște treburi și a rezolvat treaba. Faceți acolo un X cu roșu ca să vă știți unde ați rămas și dumneavoastră continuați. Referitor la ce întrebați dumneavoastră adineori la numărul de vânători. Da. Strategia lui care o are din 2011 este ca să scape de vânători, să poată vinde fondurile de vânătoare, motiv pentru care principal suntem noi aici. Să presupunem, da, au mărit cotizațiile, nu le-au dat nimic și ca să vânătorii... Trebuie să scanoane, ne le tai acum. Revenind după publicitate, venim cu strategia și venim cu... Da, se continuă, domnul. Da, dar după publicitate, primul vine domnul Doroftei. Mulțumesc, Alex, ai legătura.